O echipă de oameni inimoși din Târgu Secuiesc, județul Covasna, a lucrat intens timp de 2 ani și jumătate pentru a construi un adăpost pentru câinii comunitari, având ca singur scop soluționarea unei probleme care afectează deopotrivă oamenii și animalele. Așa se face că, după eforturi susținute, s-a ajuns în punctul final al lucrării, inaugurate luni în prezența primarului orașului și a tuturor celor implicați în proiect. Situația câinilor fără stăpân, care pun în pericol sănătatea publică, constituie o problemă stringentă, atât la nivel local cât și național, pentru soluționarea căreia se impune construirea de adăposturi. Un grup de tineri iubitori de câini a înțeles această situație. Văzând că soluțiile întârzie să apară, au înființat organizația Benji, pe bază de voluntariat. Bucurându-se de sprijin însemnat din partea societății și respectând prevederile legale, și-au propus ca scop construirea în orașul Târgu Secuiesc a unui adăpost cu capacitatea de 80 de locuri, care să corespundă normelor europene, a spus dr. Vitalis Șandor, un susținător al proiectului. Ceea ce este cel mai interesant la acest proiect este faptul că el a fost realizat exclusiv prin muncă voluntară. Proiectul a beneficiat totodată și de sprijinul primăriei Târgu Secuiesc, care a pus la dispoziția celor două asociații un teren de 1,4 hectare și a oferit și o parte din materialele necesare realizării construcției.